Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom lucra un nou model de danteluță. Eu am lucrat această bucățică pentru că în felul acesta vă puteți da seama de ceea ce vom lucra. Iar pentru aceasta eu voi folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 1,05. Dumneavoastră puteți folosi firul de bumbac culoare dorită de dumneavoastră și, bineînțeles, croșetul adaptat. Vom porni lucrarea noastră cu un număr de 8 ochiuri de lanț. Deci vom pleca cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ce am lucrat 8 ochiuri de lanț, vom intra în corespondența primului ochi de lanț și vom închide totul cu fir alunecat. După care, în acest spațiu, vom începe să lucrăm un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Deci avem un total de 4 ochiuri de lanț. Firul pe croșet voi întoarce lucru, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș scurt și voi face picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Deci vom avea la sfârșitul acestui rând un total de 7 piciorușe duble cu un ochi de separare între ele, fiecare picioruș dublu fiind lucrat în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Deci avem deja 2, 4, 5, cel de-al șaselea și cel de-al șaptelea picioruș dublu. După ce am lucrat aceste piciorușe, voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Firul pe croșet voi întoarce lucru, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu și voi lucra picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, apoi din nou piciorul dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, voi face picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare. La sfârșitul acestui rând vom avea un total de 7 piciorușe duble cu câte 3 ochiuri de lanț de separare între ele. Suntem acum la piciorușul numărul 6. 1, 2, 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul rândului anterior. Am făcut picioruș dublu și aici un ochi de lanț. Voi întoarce lucru, voi intra în corespondența primului spațiu și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, urmat de 4 piciorușe duble în corespondența acestui spațiu. 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț și un picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. După care vom trece în spațiul următor, începând cu un picioruș scurt, un ochi de lanț și continuăm cu cele 4 piciorușe duble.
3, 4, un ochi de lanț, un picioruș scurt în interiorul aceluiași spațiu și ne deplasăm către spațiul următor, începând ca de obicei cu piciorușul scurt, ochiul de lanț și continuăm cu piciorușele duble. În felul acesta vom acoperi toate spațiile, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 6 astfel de rapoarte. Noi ne vom întâlni în corespondența ultimului raport. Am ajuns în corespondența ultimului raport și aici vom lucra un picioruș scurt, un ochi de lanț, 4 piciorușe duble, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. În acest moment voi lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucru și voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele duble cu numărul 2 și 3 și voi face un picioruș scurt. Un ochi de lanț. Voi întoarce lucru. Iar în corespondența acestui spațiu format din cele 6 ochiuri de lanț, voi lucra cele 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum din nou mă voi ridica în sus cu cele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet, voi întoarce lucru și voi lucra cele 7 piciorușe duble, separate de un ochi de lanț. Avem deja cel de-al doilea, cel de-al treilea, plus ochiul de lanț, nu uitați, cel de-al patrulea, plus ochiul de lanț, cel de-al cincilea, picioruș dublu, ochiul de lanț, cel de-al șaselea, picioruș dublu, ochiul de lanț, și cel de-al șaptelea piciorus dublu. Acum din nou voi continua cu 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet. Voi întoarce lucru și voi continua, deci aici este în corespondența primului piciorus dublu, voi intra în cel de-al doilea și voi face piciorus dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, următorul picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea cele 7 piciorușe duble, separate de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, firul pe croșet, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, iar aici voi intra și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, din primul picioruș al rândului anterior. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru, voi intra în primul spațiu și voi face piciorușul scurt, ochiul de lanț, urmat de cele 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț și piciorușul scurt în corespondența aceluiași spațiu. După care intrăm în spațiul următor, facem piciorușul scurt, ochiul de lanț și continuăm
exact ca aici și ca aici, cu piciorușele duble și ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Suntem în corespondența ultimului spațiu, acum fac cel de-al patrulea picioruș dublu, după care voi continua cu cele șase ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, voi întoarce lucru și voi face picioruș scurt în corespondența spațiului dintre piciorușele duble cu numărul 2 și numărul 3. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi face cele șapte piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi continua cu cele patru ochiuri de lanț, așa cum deja v-ați obișnuit, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet și continui seria cu piciorușe duble, deci cele șapte piciorușe duble, separate de un ochi de lanț. În momentul în care veți lucra o dată de două ori acest raport, îl veți ține minte imediat și veți lucra foarte ușor. Continui cu piciorușele duble separate de un ochi de lanț, am deja 5, 6, ochiul de lanț de separare și cel de-al șaptelea. Piciorul dublu. Acum voi continua cu cele șase ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, care țin locul unui piciorul dublu plus 3 ochiuri de lanț de separare. Voi continua seria piciorușelor duble, separate de 3 ochiuri de lanț. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț, 3, să nu greșesc, următorul picioruș dublu, 1, 2, 3, firul pe croșet, picioruș dublu, 1, 2, 3, firul pe croșet, picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, iar acum voi face piciorușul dublu în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș al rândului anterior. În acest moment, eu voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi lua lucrul în felul acesta și, după cum vedeți aici la această parte a lucrării, nu în prima petală, în primul raport, ci în cea de-a doua, voi intra din nou în corespondența spațiului dintre piciorușele duble cu numărul 2 și 3 și voi face un picioruș scurt. Voi întoarce lucrul, voi intra în primul spațiu al lucrării, voi face piciorușul scurt, un ochi de lanț și voi continua cu cele patru piciorușe duble. 1, 2, 3, că sunt un pic cam largi, 3, 4, ochiul de lanț, piciorușul scurt, după care ne deplasăm în următorul spațiu și lucrăm ca și până acum, piciorușul scurt, ochiul de lanț, urmat de piciorușele duble, până când acoperim cele șase spații. 2, 3, 4,
ciuc de lanț, piciorușul scurt, iar noi vom continua singure. Deja începe să se formeze tanteluța noastră. Vom continua singure până în ultimul spațiu, după care ne vom reîntâlni. După ce am completat toate cele 6 spații, din nou vom lucra 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom întoarce lucru, vom intra în corespondența spațiului dintre piciorușele duble cu numărul 2 și numărul 3, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi porni din nou cu cele 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu plus ochiuri de lanț de separare, voi întoarce lucru și voi continua seria piciorușelor duble, deci cele 7 piciorușe duble separate de un ochi de lanț, ceea ce am lucrat deja până acum. Continuăm, piciorușe duble, ochi de lanț de separare, avem 2, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare și cel de-al șaptelea picioruș dublu. În acest moment, din nou, vom continua cu cele 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, care țin locul unui picioruș dublu plus 3 ochiuri de lanț de separare. Vom continua seria piciorușelor duble, deci cu cele 3 ochiuri de lanț de separare între ele. Eu sper să mă auziți bine. Suntem la piciorușul dublu numărul 6. 3 ochiuri de lanț de separare, piciorușul dublu cu numărul 7 pe care îl vom lucra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și din nou voi închide cu piciorul scurt în corespondența celui de-al doilea spațiu din cum vedeți din raportul anterior, deci am făcut piciorul scurt, acum voi întoarce lucru și voi intra cu piciorul scurt direct în primul spațiu, lucrând piciorul scurt, ochiul de lanț și continuând cu piciorușele duble. În felul acesta, noi putem lucra această minunată danteluță, mie îmi place foarte mult, aceasta poate fi utilă pentru diferite lucrări. Voi continua. Deci, eu sper că am fost destul de coerentă în explicațiile mele, în modul în care dumneavoastră să puteți înțelege modul în care se lucrează și modul în care putem merge mai departe cu această lucrare. Voi lucra și eu singurică aici, după care voi lăsa
interesa la atitudinea dumneavoastră, dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, dacă vor fi deschise comentariile, nu știu ce se întâmplă cu ele. Și în speranța că totul va fi bine, ne vom reîntâlni cu noi tutoriale, nu înainte de a vă mulțumi pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine. Mie îmi dă foarte mult curaj să merg mai departe, chiar dacă condițiile sunt cele care sunt. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc o zi minunată. Nu uitați să apăsați pe clopoțel, astfel de câte ori veți, eu voi încărca ceva pe pagina canalului, dumneavoastră veți fi atenționate. Cine urmărește aceste tutoriale și nu este înscris, se poate înscrie pe canal. Vă aștept cu mare drag alături de mine, cu idei, cu sugestii, iar eu în timp voi da curs acestora. Vorbim cu dumneavoastră, am ajuns în corespondența ultimului raport. Am făcut piciorul scurt, ochiul de lanț, acum voi merge înainte cu cele patru piciorușe duble și la fel și dumneavoastră veți continua. Iar eu vă îmbrățișez pe fiecare, aceasta este ceea ce obținem. Vă salut cu drag, Tatiana, la revedere!